să le purtați cu drag. Și ne plac cadourile. Sunt apreciate pentru noi, ne plac cadourile. Pentru că ce-ai făcut cu mine? A dat mie Dumnezeu un soț tare înțelept. Hopa! După 25 de ani de locuit la oraș, mama mea în sfârșit, încet, încet și sigur își îndeplinește visul ăsta care l-a avut de când s-a mutat la oraș. Se mută chiar aici, în curte cu noi, căsuța cea albastră și, din păcate, încă este între două case și numai mă sună: Panseluță, ce faci? Îmi faci un foc, te rog, până vin eu acasă. Sigur că da. Și mă duc să-i fac un foc în sobă. Pentru că cred că de-abia așteaptă să se întoarcă la căsuca ei. Anul ăsta a tras foarte tare din punct de vedere financiar, dar și fizic. Și în sfârșit, sperăm cât de curând să se mute, poate chiar cu totul. Din păcate, încă este la serviciu, este angajată. Serviciul la peste 15 km distanță, dar încet, încet va veni și va sta aici. Mi-o aduc și acum aminte, când eram copii, eram mai mici și ne spunea așa, când era într-un moment din acela de melancolie oarecum, cât de trist a fost atunci când a trebuit să vândă casa de la țară și ce mult își dorea să rămână acolo, să locuiască la țară, aproape de familia ei. Bineînțeles, ca de obicei, mi se termină bateria la cameră și nu mai pot să filmez nimic. Și eu tot vorbeam într-una și într-una că povești și amintiri și nu se filma nimic și pe când mi-am dat eu seama era deja târziu și a prins focul bine de tot. Dar m-am mutat la altceva pentru că m-a apucat hărniceagul și mai exact mi-am cules din solar gogonele. La noi a fost căldură destul de mult timp, nu a fost îngheț și roșiile din solar au fost protejate. În vară și toamna de vreme nu prea am avut eu roșii, nu știu câte, am avut așa cât să consumăm și să mai și fac niște sos, dar puținele, m-aș fi așteptat la mai multe. În schimb s-au făcut după ce a dat frigul și am avut multe gogonele și acum le-am strâns pe toate și o să pun la murat și între timp o să vă mai povestesc eu despre bucuria asta mare că în sfârșit mama mea se mută la țară din nou. Și spuneam că locuiau foarte aproape de bunici, erau la doi pași de bunicii mei, bunicii din partea mamei. Și pe lângă asta aveau niște vecini extraordinari de treabă și neamuri în zonă. Deci era așa o unitate până totul s-a destrămat și nu mai fost. O trebuie să se mute în oraș și alte povești mai complicate. Dar mi-aduc aminte de vecina noastră, tanti Livia. Ea avea grijă de noi când nu puteau bunicii sau părinții, pentru că erau treburi din astea gospodărești, la sapă, la furcă, la greblă, la fân, la cartofi, la mălai, la tot felul de treburi. Și aveau foarte mare ajutor din partea lui tanti Livia, care era vecina noastră de peste drum și care ne-a ajutat mult. Că a avut grijă de noi, două fete, micuțe și năzdrăvane. Atâta de năzdrăvane încât una dintre noi s-o sui pe poarta de la drum și s-o gândit că ce bine ar zbura de acolo încât și-o rup mâna. Dar asta
E un pic așa amuzant acum că nu doare, dar atunci nu a fost. Și asta e bucuria că în sfârșit se întoarce la țară. Pentru că mi-o aduc aminte și acum, cum ne povestea câteodată că foarte rău i-a părut când a trebuit să se mute de acolo, de la țară. Și mi-a dat mie Dumnezeu un soț tare înțelept, că la un moment dat s-a gândit așa. Hai să vorbim cu maică ta, să vedem dacă nu cumva ar vrea să se mute aici cu noi în curte. Bineînțeles că eu sunt cea sceptică. Măi, Daniel, cum să facem? Că eu mă gândesc că voi nu veți înțelege. Că toate poveștile cu soacre și cu jineri nu sunt de succes. Și eu m-am îngrijorat din cauza asta, pentru că, ok, se înțeleg e bine, chiar se înțeleg foarte bine, dar m-am așteptat să relația asta dintre ei să se schimbe, să aibă o animozitate între ei și să... Pentru că înainte totul era perfect. Dar nu știu cum reușesc ei doi totuși să se înțeleagă. Nu știu, mami îl înțelege foarte bine, știe cum mai, nici nu-și mai face probleme, nu așa e el, asta e, care și... Încercați cumva, tineri și bătrâni, să vă înțelegeți unul pe altul și pentru că am văzut multe persoane în vârstă care îi desconsideră total pe cei tineri. Suntem generații diferite, oricum, dar totuși, prin iubire și înțelegere, trebuie cumva să ajungem la un punct comun. Și nu ne putem lăsa părinții, bunicii, să trăiască în singurătate și uitați de noi. O, ce bine cântă Sofia pe afară. Acum, întrebarea e de ce stau eu cu șapca asta la mine în cap? Pentru că la noi în casă sunt 22 de grade, deci nu-i frig. Și totuși, de ce am eu șapca asta în cap? E pentru că e atât de simpatică și comodă, încât și călduroasă și bună, încât nu vreau să o dau jos. Am ceva pentru voi, uite. Cine îl prinde? Eu! Ula la! Îi o căciulă! Diana! Wow! Uite-te tu! Uite, Sofia! Elastice! Ce drăguț! Aia este o banderolă. Dar ce sunt astea, dragă? Dar de unde atâtea? Tati, ia uite! A căzut un elastic. Asta e a mea? Da. Așa te-ai hotărât tu? Da. Așa am hotărât eu. Căciulă de lână n-am mai avut niciodată de când eram copil. Uite, cred că asta mi se potrivește mie cel mai bine. Da. Lasă-mă. Ce drăguț! No. Să le purtați cu drag. Ana. Cu drag, o să le purtăm. Mulțumim frumos! N-am mai purtat căciul de lână, fii atent. Când eram eu mic, căciulile aveau așa un pic de banderol în coace și un șnur. Sunt foarte drăguțe, ne plac culorile. Și foarte călduroase. Ne plac culorile, ne plac modelele. Foarte frumos, mulțumim mult. Și ne plac cadourile. Sunt apreciate pentru noi. Ne plac cadourile. Și dacă vă lipsește cumva o căciulă din lână merinos, intrați pe linkul ăsta ce vi-l pun eu acolo, pentru că este o doamnă foarte specială. Nu știu cum are timp să le facă, pentru că are o familie foarte mare. Și cred că dacă aș avea atâția copii cât are ea, nu cred că aș mai avea timp nici să pun murături. Și totuși ea reușește. Cred că are ceva super puteri. Așa că dacă vreți să susțineți o doamnă foarte de treabă, care muncește cu mare drag, vă las acolo un link, jos la descriere. Între timp trag o fugă până la sobă, la foc, să văd cum e focul. Dar căldura în căsuța asta se menține foarte bine, pentru că... Ce-ai făcut cu mine? Se menține foarte bine pentru că e foarte bine izolată și toți papucii trebuie să fie urcați undeva sus să nu ajungă tera pentru că pe toți îi roade.
Le-am luat ajutoarele și merem să ne aducem niște apă de la fântână pentru murături. Opa! Pentru că am ajuns la finalul acestui video, vă reamintesc să nu uitați să ne lăsați un comentariu, să ne dați like la acest video dacă v-a plăcut și dacă nu sunteți abonați, să o faceți pentru că urmează multe videouri interesante cu aventura noastră de la țară și nu numai. Vă salutăm și ne vedem data viitoare! Bun, gata pe azi!